Am ajuns la Flavio acasă, nu știu care bloc, dar e undeva pe aici. Stau sub copăcel, telefonul este, portofelul da, căștile da, restul tot în bagaj. Pe cei, pe cei? Acum Cluj. Care scară? A, zici că suntem la sora Viorica. Care e Roșca? E, sora Viorica Roșca, tot așa, într-un colț. Așa. Și apoi le-am tras. Ui. Le-am tras cu frânghia, așa, până la 4 birouri, de tăi. Hello! Am mă scuz, eu sunt, eu așa stau în casă, sunt pijamele. No, bine, eu nu te deranjăm la lucru. Nu, că mă pun iară după ce... echipamentul, de lucru. Ce faci, cum ești? Bine, ușor. Da? Voi cum sunteți? Eu bine, iar dimineața stă la lucru, iar am pregătit acolo. Dar ce faceți acum? Plouă? Plouă afară, nu da, știu. Mă, Flaviu, știi care fază? Trebuie să merg cu Adidas și să-l faci retur. De ce? Că nu mi-e zbun. Nu, nici nu-mi plac, nici nu-mi zic. Știi? Care ăștia, Puma? Puma i-am luat, dar... Și cât a costat? 200. Și apoi cum? Cum nu-ți plac? Păi măi, eu mie nu-mi place Adidas și să văd ieștile pe ei. Să văd ieștile pe ei? Ia. Bia șosete albe, nu stă cu șosete albe. Dar că da, deja, nici oricum nu ia ce mie, că și apa cine vine, gândești că zici la de la compania de apă. Nu mai ești, păi ăsta e stil. Nu-mi place. Dar păi tu ai crezut că nu se vede pe ei? Dar că m-am tătitat de 100 de ori la poză și n-am văzut. O să scăzi nu știu ce sel... Dar sunt confortabil? Foarte. Păi ce firmă? Puma. Dar ce număr? Asta sunt 37, dar cred că îmi trebuia 36,5. Așa și la mama, cred. Da. Că poate să-i cumpăram eu și-i ducea la mama. Nu, dar de comozi sunt foarte, foarte comozi, no. Știi și așa, dar... Auzi, dar șosete albe nu stă ideal în ei. Ia, hai cu șosete albe. Mă, am făcut deja, am umblat până casă cu ei, cu tot. Ai umblat cu șosete albe? Cu ei, da. Și apoi nu-ți plac. Bine, dai în capul tău asta companie de apă și nu știu ce. Sunt faimăni colorați. Știu, că ia uite câte Puma am aici, mă. Tu, l-ai la voi, ți-ai magazin aici, treabă, văd. Ioi, și eu credeam că familia noastră are încălță. Voi, sunteți doi. Aici sunt două persoane. Aici e ăsta și cu ăsta. Nu e adevărat. Eu mă văd, tu l-ai. Sunt de vară ăsta. Serio? Da, hai că mai sunt. Sunt, ia uite, F, ce-i marcat cu F pe aici, pe acolo? Aici. Je me souviens très bien du petit bal de la marine, près du pont de Grenelle où j'ai connu mes petites cousines. On avait 17 ans et pas beaucoup d'argent, chacun payait sa part et quand on rentrait tard, on s'en allait à pied. À l'aube, à la fin de la semaine, on se retrouvait à la marine. Puis au bord de la Seine, on emmenait nos petites cousines. C'était notre week-end en plein cœur de Paris. On se disait je t'aime, mais c'était pour la vie, mais c'était pour l'amour. Quand même. Ce faci, Timi? Cum este la Cluj Arena? Uite aici ce construcție impunătoare în spatele tău. Fii serios, te rog frumos, că domnul Boc și-a investit aici. Am ajuns la Cluj. Așa. Dar ce să fiu serios, mă? Trebuie să fiu prietenos, nu serios. Păi și dacă ești prietenos, poți să fii serios? Deci suntem lângă parc. Parcul e acolo, prietenii noștri sunt acolo. Deci îi așteptăm să vină aici și să merem încolo. Gen lângă parc la 200 de metri, da, yeah, bun. Așa, ei se plimbă pe marul lacului. Râpe, bine ai spus, da, râpă, o râpă, așa. Și noi aici suntem cu Camelia și cu domnul Flaviu, care nu a uitat căștile în mașină, deci e un soț foarte... măștile, deci e un soț foarte responsabil. Trebuie să subliniez, da?
Mais tant qu'il y aura des petits bals de la marine, avec des petits gars pour les jolies petites rouquines. Păi dar cu, cu no pain, no gain, nu? Măi, de dimineață stau la lucru. Da, păi la lucru pe scaun. Și știi ce greu e? Cami, face o pauză. Noi continuăm. Sau ce facem? Unde simt? Eu să fiu solitar cu soția mea. No, bine, atunci. Uite, mă, ai timat asta? Așa mă merg după ce închis camera. Închide TVT. Exit. Exit. No. Nu mai să aștept aici, bine? No. Auzi, dar ce te dor? Tăte. Nu, no, dar cum tu? Nu face să insist, du-te. Și eu vă aștept aici, uite ce bine mă observăm pe aici. Nu, no, bine. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. No, parcul, e, parcul central pe unde e? Păi nu în parcul central ne-am pus. Păi, instrumentul la mână. Deci, nu în parcul central, că și asta aparține de parcul central. No, bine, no. Ați vrut la apă? N-am vrut la apă, dacă e ce nu e așa glumă. Caz că vrem să ne înotăm sau ceva. Păi la... Da. Nu mai vine până în coața, că mergem. Mergem încolo sau? Tu vă rog serios? Ne aștept acolo? E destul de aglomerat. Ați fost deja? Păi am trecut cu bărcile alea n-apă am vrut. Da, nici bine, n-apă aia te-am vărs barca până acum. Ce te învăț, mă? Lasă, nu mai fi așa pesimistă, ne învârtim. Te filmezi de pe mă. Păi da, să nu... Dinăuntru, la aia. Să mi-am trecut cu asta. Nu m-ați văzut ultima dată așa. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble le projet d'avenir. Mă, dar eu iară singur, mă. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne. Da. Nucă de cocos. Yes. Deci noi cu Rebecca o să împărțim un chiurteș colaci cu nucă de cocos. Cu nucă, e, cu nucă de cocos. Că am crezut. Așa, nu contează. După aia mergem pe barcă, pe apă. J'avais dessiné sur le sable, son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage, dans cet orage, elle a disparu. Et j'ai crié. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de paix. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Oare nu știu ce fac.